Good morning. Bună dimineața. Peace be with you. Pacea să fie cu voi. Amin. My name is Lauren Godsell. Mă numesc Lauren Godsell. I was born and raised in a Catholic church. Am fost născut și crescut într-o biserică catolică. And at the age of 10, my parents divorced. Și la vârsta de 8 ani, părinții mei au divorțat. And church went away from my life. Și biserica a dispărut din viața mea. Somehow I made it through high school and started college. Cumva am trecut prin liceu și am început studiile universitare. My junior year in college. Primul meu an de la universitate. I met my wife Stacy. Am întâlnit-o pe soția mea Stacy. She has been here twice before, but she couldn't make it, unfortunately. Ea a fost aici de două ori la dumneavoastră, dar anul acesta, din păcate, nu a reușit să ajungă. Stacy really grounded me. Stacy m-a făcut să vin cumva pe, cu picioarele pe pământ. Și mi-a arătat că este mai mult în viața asta than I'll ever know. Decât știam eu și voi ști vreodată. When we started dating and things got serious, când am început să ieșim împreună și lucrurile au devenit serioase, I went to meet the parents. M-am dus să-i cunosc părinții. I went to church with her and her mom. M-am dus la biserică cu ea și mama ei. And when they came around with connection cards. Și când am primit niște cartonașe care să ne spunem cine suntem. Her mom almost climbed over me to grab one for me. Mama e cumva intenționată, a sărit ca să mi-aducă unul. I think I was accepted that day. Cred că a fost acceptat în ziua aceea. After we were married, după ce ne-am căsătorit, I was a police officer in St. Louis County. Am fost polițist de meserie. And I worked shift work. Munca era, apreciam foarte mult, sau dădea foarte mult din energia și timpul pentru muncă. And not always get to church. Și nu ajungea foarte des la biserică. So I cannot regularly attend. Așa că nu frecventam în mod regulat biserica. But then we became parents. Dar apoi am devenit părinți. And our son Thomas came along. Fiul meu Thomas a venit la noi. And started becoming active in church. Și a început să fie activ în biserică. In fact, several members of my group raised them from 3 on up. De fapt, câțiva membri din echipa noastră pot să zic că l-au crescut începând cu vârsta de 3 ani. There's a lot of special people over there in my life. Ei sunt niște oameni foarte speciali pentru mine. We switched churches. Am schimbat biserica. And that's how I met Russ. Și așa l-am cunoscut pe fratele Russ. And Thomas and Stacy got very involved in the church. Iar fiul meu Thomas și soția mea Stacy au devenit foarte implicați în activitatea bisericii. But I was more on the sidelines, just watching. Dar eu eram mai mult pe margine, uitându-mă, consumând. But I was very accepted and welcomed in every day. Chiar și așa am fost bine primit de fiecare dată. As a police officer, ca și ofițer de poliție, always had walls around me. Mereu aveam puneam mereu niște ziduri în jurul meu. Because I didn't want people to see my pain. Pentru că nu, know what I have seen. Pentru că nu vroiam ca oamenii să-mi vadă durerea și să știe ce am văzut eu. I was seeing people being taken advantage of every day. Am văzut oameni molestați în fiecare zi. I tried to handle things. I tried to handle everything on my own. Am încercat să mă descurc eu singur cu tot ce vedeam și simțeam. Because I'm stubborn. Pentru că sunt încăpățânat. So, as our son got older, pe măsură ce fiul nostru creștea, I started getting more involved in church. Am început și eu să fiu mai implicat în biserică. And it started with something simple. Și am început cu ceva simplu. We did meals at our church every Wednesday night. Făceam mâncare în fiecare miercuri seara la biserică. And I made 3 very close friends. Și mi-am făcut 3 prieteni apropiați. I helped cook the food. Ajutam la gătirea mâncării. Nobody ever got sick that I knew of. Nimeni nu s-a îmbolnăvit din câte știu eu. But as I was feeding the people, și în timp ce hrăneam oameni, the church was feeding me. Biserica mă hrănea de fapt pe mine. I just didn't see it. Doar că eu nu vedeam asta. But they kept talking to me.
Dar ei au continuat să vorbească cu mine. And breaking down my walls. Și să-mi dărâme zidurile. They started inviting me to group functions. Au început să mă cheme în grupuri mai mici. But very seldom did I go. Nu prea a vrut el să meargă la început. But when I did go, it opened my eyes. Dar când m-am dus, mi s-au deschis ochii. I was lost. Eram pierdut. But there was help all around me. Dar eram înconjurată de speranță. And I never saw it. Și n-am văzut niciodată. Not only did I have friends asking me. Chiar dacă prietenii i-au spus asta. I had my wife asking me. Am avut-o pe soția care mi-a spus asta. And I didn't see that and I disappointed her. Și nu am văzut asta și am dezamăgit-o. But as a police officer. Dar ca și polițist. I'm trained to observe. Sunt obișnuit să observ. I saw how much stronger people were that had faith in God than those that didn't. Am văzut cât de puternici erau de fapt oamenii care credeau în Dumnezeu față de cei care nu credeau în Dumnezeu. One of the strongest people I knew. Iar oamenii cei mai puternici pe care îi știam. Was Stacy's mom. Era de fapt soacra mea, mama soției mele. She was ill for several years. A fost bolnavă mai mulți ani la rând. And she never questioned why or asked God why. Și nu s-a întrebat nici măcar o dată de ce sau nu l-a întrebat pe Dumnezeu de ce. When she was in the hospital, I'd go see her. Când era în spital, am fost să o vizitez. And the first thing she'd always say. Și primul lucru pe care mereu îl spunea. I'm praying for you. Era, mă rog pentru tine. She's lying on her deathbed praying for me. Ea stătea practic pe patul morții și îmi spunea mie că se roagă pentru mine. I still didn't see it. Și tot nu vedeam. So, she eventually went to be with Jesus. Într-un final a decedat. And I miss her every day. Și îmi e dor de ea în fiecare zi. Several things happened after that that really changed me. Mai multe lucruri s-au întâmplat după aceea care m-au schimbat. God works in mysterious ways. Dumnezeu lucrează în moduri neprevăzute. I went to a retreat with the church, a men's retreat. Am fost într-o tabără cu biserica. In our small group. Și eram în grupul meu mic. We were asked why we were there. Unde am fost întrebați fiecare pe rând de ce ne-am dus acolo. A young man sitting right next to me. Un tânăr care stătea lângă mine. Said he came here to look to see if he should be a police officer. A spus că a venit aici să vadă un ofițer de poliție. I thought I was set up. El a crezut că îi se face o farsă. But the leader of our group looked at me and he goes, I had no clue. Iar liderul grupului a spus că nu are nicio idee despre asta. There's God's plan working for both of us. Cumva planul lui Dumnezeu a lucrat pentru amândoi. Several other events have touched me. Mai multe evenimente m-au atins. One of my good friends was diagnosed with cancer. Unul din prietenii mei cei mai buni a fost diagnosticat cu cancer. And she came forward in church and we prayed for her. A venit la biserică și ne-am rugat împreună cu biserica pentru ea. And she is now cancer-free and still a member of our church. Acum nu mai are cancer, s-a vindecat de cancer și este membru în biserica noastră. That's the power of prayer. Asta este puterea rugăciunii. But I still didn't see it. Și eu totuși încă nu vedeam. When I really started to see it was when I lost my father. Când chiar am început să văd ce este de fapt viața de credință a fost când l-am pierdut pe tatăl meu. And the members of the church all reached out to me to say prayers for me. Și toți membrii din biserică au fost acolo pentru mine ca să se roage. We've always talked about mentoring others. Mereu vorbim despre a mentora pe alții. I had a great mentor and didn't know it. Am avut un mentor extraordinar și eu nu mi-am dat seama. He invited me to all the events of the church. El m-a invitat la toate evenimentele bisericii. I was comfortable, so I started going. Și am început să merg. One time he tried to push me out of my comfort zone. Într-una din dăți a încercat să mă scoate din zona mea de confort. And to close our group in prayer. Și să... au vrut să, ca grupul lui de rugăciune să se roage. I made my way through it, don't know how. Cumva a scăpat de asta, dar nu știe cum. Then he asked me at one of our
other retreats. Atunci am mai fost invitat și în alte tabere. To give my testimony as a police officer. Ca să îmi ofer mărturia din postura de polițist. It was then that I realized that I needed God in my life because I've been seeing a lot of ugly in my life. A fost atunci am realizat cât de multe lucruri rele am văzut în viața mea. So when I got done with my testimony, când îmi spuneam mărturia, that's when I finally saw it. Atunci am înțeles cu adevărat. I broke down in tears in front of my peers. Am izbucnit în lacrimi. And answered Jesus to accept me. Și l-am rugat pe Dumnezeu să mă accepte. It's Steve Tucker, for those of you that are wondering, in our group. I knew you would. Wonderful man. I continued to grow up my walk in Jesus. Am continuat să mă maturizez în umblarea mea cu Dumnezeu. I would openly talk about my faith at work. Vorbeam deschis despre credința mea la serviciu. And allowed me to be more compassionate as a police officer. Și m-a ajutat să fiu un pic mai mai cu compasiune în poziția pe care o aveam. I was more involved at church and accept more responsibilities. Eram mult mai implicat în biserică și am acceptat mai multe responsabilități. I volunteered to go to youth camps and work with our kids. Am fost și în tabere cu tineri și cu copii unde lucram cu ei. One of my happiest days is when I was baptized as a believer in Jesus Christ. Una dintre cele mai fericite zile din viața mea a fost cea a botezului. Since then, I've grown stronger with my faith in Jesus. De atunci am crescut tare în credință, în relația mea cu Dumnezeu. I have a stronger relationship with my wife. Am o relație foarte puternică cu soția mea. And my son. Și cu fiul meu. Who on Father's Day is junior year of college. A fost ziua tatălui în primul lui an de facultate. His gift to me is he got baptized. Și cumva darul lui de ziua tatălui pentru mine a fost că și el s-a botezat. I try to lead by example. Am încercat să conduc prin a fi un exemplu. But my little boy has blown me out of the water. Dar cumva băiatul meu mai mic m-a luat prin surprindere. So I've had the opportunity to see him baptize two of his friends. Că am avut oportunitatea să-l văd botezându-se alături de doi prieteni. So, my challenge to you. Așadar, provocarea mea pentru dumneavoastră. If you're not a believer. Este că dacă nu ești un credincios, un creștin. Find a mentor. Caută-ți un mentor. And if you are a believer. Și dacă ești un credincios. Be a mentor. Fii un mentor. Do not know how much difference you'll make. Pentru că oamenii au nevoie de asta. Thank you. Vă mulțumesc.